Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lucrările la piațeta Casei de Cultură au intrat în linie dreaptă. ...70 de ani de performanță în învățământul comăneștean. Campanie de împădurire la Dărmănești. Lucrările la piațeta Casei de Cultură din Onești au intrat în linie dreaptă. De altfel, mesajul a fost transmis chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Dumnezeu este mare, evoluăm. Un proiect realizat din fonduri europene, fonduri locale și fonduri de la Consiliul Județean Bacău, 10 milioane de lei. Practic, fără sprijinul Consiliului Județean, acest proiect ar fi fost imposibil de realizat. Mulțumesc și respect, a transmis edilul șef al Oneștiului. De altfel, în cadrul emisiunii 24 de ore, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a vorbit descris despre emoțiile pe care le-a avut când au început lucrările propriu-zise și totuși cu multă încredere a susținut proiectul până când a ajuns în stadiul acesta destul de avansat, iar piațeta a început să prindă contur. Partea și mai bună este dată de faptul că modernizarea piațetei va include și spațiul de jur împrejur al catedralei, ceea ce va da o notă în plus de eleganță, unitate și stil. Zilele trecute, Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica din Comănești a sărbătorit 70 de ani de învățământ liceal. Au fost 70 de ani de tradiții, de performanță în învățământ, de dedicare și pasiune. La momentul aniversar au fost prezenți foști și actual profesori, dar și elevi, alături de oameni de valoare ai comunității. Este vorba de deputatul de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu, fost absolvent al liceului, de subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, dar și de primarul orașului Stațiune Comănești, Viorel Miron. Festivitatea propriu-zisă a început cu un moment de reculegere dedicat profesorilor și elevilor care au trecut la cele veșnice. Stimați invitați, dragi colegi și dragi elevi, în memoria celor care azi nu mai sunt lângă noi, vă rugăm să păstrăm un moment de reculegere. Despre realizările Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comănești și despre cei 70 de ani de educație, performanță și tradiție. La mulți ani, Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești! Orice aniversare este un moment emoționant, moment de aducere aminte, de amintiri nostalgice și de revederi plăcute. Suntem onorați să avem alături de noi pe doamna deputat Cătălina Ciofu, pe domnul primar Viorel Miron, pe domnul subprefect Narcis Jitaru, pe doamna inspector general adjunct Miserile Lavinia, pe domnul viceprimar Ciobanu Adrian, foști directori, profesori, absolvenți și elevi. Povestea liceului nostru începe din anul 1953. De atunci facem educație. Educație înseamnă progres, drum spre cunoaștere și spre descoperire. Educația este forța care poate schimba lumea. Profesori sau absolvenți, ați făcut cinste și chiar istorie. Avem absolvenți și elevi care au obținut rezultate excepționale la olimpiade și concursuri școlare, care au contribuit și contribuie la dezvoltarea comunității noastre, care duc mai departe numele colegiului nostru. Suntem mândri de performanțele lor, de realizările lor. Toate acestea sunt rezultatele unei echipe formate din profesori, elevi, părinte și comunitate locală. Mulțumim tuturor pentru implicarea de care dați dovadă în procesul educativ. În continuare, voi da cuvântul domnului primar, dar nu înainte de a-i spune și noi, domnului primar, la mulți ani, multă sănătate, putere de muncă și să fiți mereu alături de noi, așa cum ați fost. Deputata Cătălina Ciofu, fostă elevă a liceului comăneștean, a transmis generației tinere un mesaj de încurajare să-și urmeze proiectele, fie ele și cele mai îndrăznețe. Gor, îmi pare bine că am fost invitată de doamna director. Se împlinește 70 de ani de la înființarea liceului. Eu sunt absolventă din 2006. Am
avut șansa să mă bucur de dedicarea profesorilor pe care i-am reîntâlnit chiar și azi în cadrul festivității. Sunt onorată și de asemenea și emoționată. Foarte emoționată, da. E o încărcătură emoțională, chiar am văzut derulând câteva imagini chiar din perioada în care eram și eu elevă. Și e o întoarcere în timp, sigur, destul de plăcută și vibrantă. A evoluat foarte frumos acest liceu, această instituție de învățământ preuniversitar. A crescut și iată că sunt foarte multe generații care au trecut pe aici, pe la liceul Dimitrie Ghica. Așa este, chiar păstrez cu drag cartea domnului profesor meu de fizică, care a scris cu ocazia împlinirii a 50 de ani de învățământ liceal aici în Comănești, și am regăsit în cartea dânsului o îndrumare foarte plăcută și ne aduce aminte că pe aici a trecut fiecare dintre noi, e adevărat, pe aici am trecut și eu, și e o mărturie a timpului și o amprentă pe care, da, profesorii au lăsat-o în pregătirea noastră și profesională, dar și umană. Și nu întâmplător ai îmbrățișat, să zicem, cariera de cadru didactic, dar un mesaj pe care le-ai transmite generației tinere, generațiilor care trec, spășesc cu emoție, cu sfială, ce le-ai transmite? Ce pot să le transmit? Este destul de greu să îți alegi un model. E vârsta adolescenței la care toți încercăm să ne regăsim, să ne descoperim pe noi înșine și poate ne alegem tipare din viața care nu ni se potrivesc. Cel mai mult, cred că mi-aș dori să își aleagă, să fie ei înșiși, să se descopere pe ei înșiși și să aibă curajul să arate asta lumii și să crească așa frumos cum e specific fiecare dintre ei. Nu? Da, curajul. Curajul este un punct cheie în perioada aceasta adolescenței, da. Să-l îmbrățișeze toată puterea. Și la cât mai mulți ani, nu, colegiului tehnic Dimitrie Ghica? La cât mai mulți ani colegiului tehnic Dimitrie Ghica, eu când am intrat la liceu se numea Grup Școlar Forestier. Sperăm să rămână la fel de performant, cel puțin ca până acum. Are foarte mulți șefi de promoție în toată această perioadă și oameni care au plecat de valoare de aici. Și profesori de înaltă ținută. Așa este. Așa este, dedicarea și sufletul pe care l-au pus în actul educațional profesorii se vede și în rezultatele copiilor și ale elevilor. Subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, a ținut să felicite public atât cadrele didactice, dar și elevii liceului comăneștean. 70 de ani e o viață de om înțelept. Este o viață de om care a trecut în această școală, a educat, a format copii tineri adulți. Această viață de om care a lăsat în urma lui informaticieni, textiliști, ingineri în producția lemnului, filozofi, preoți, oameni din administrația locală și județeană, primari, deputați, ce mai? Oameni de oameni. Despre asta este vorba. Astăzi este liceul dumneavoastră, celor din spate, celor tineri. Celor din față a fost dintotdeauna liceul dânșilor, pentru că au crescut împreună cu voi. În înțelepciune mai ales. Și acum să vorbesc puțin, foarte puțin, nu prea. La mine am murit baterie. Mulțumesc, domnul profesor. Eu n-am fost elevat la acest liceu, chiar dacă sunt comăneștean. Dar am avut ocazia, 12 ani, să fiu un mic formator alături de cadrele didactice. Atunci când am stat de vorbă cu elevii despre Uniunea Europeană, profesorii știu, care mai știu. De asemenea, am trăit momente frumoase de foști profesori care astăzi nu mai sunt. Dumnezeu să-i ierte și să-i amintească toți cei prezenți în sală. Prin urmare, cei 70 de ani de înțelepciune ajunge să fie astăzi pe buzele tuturor din orașul Comănești și nu numai. Și când spun nu numai, mă bucur foarte mult că este televiziunea alături de noi,
și duce mai departe menirea și prin imaginile live al acestui mare liceu, al doilea liceu ca mărime din județul Bacău. Vă felicit pentru această zi deosebită și să dea Dumnezeu să fim împreună și la bine și la greu mai ales. Doamne ajută și o zi deosebită! La mulți ani tuturor! Fosta directoare, profesor Lavinia Misăilă, în prezent director adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, a transmis un mesaj de felicitare tuturor celor prezenți. Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești împlinește 70 de ani de la înființare. Este o școală care și-a pus amprenta asupra educației tuturor persoanelor care locuiesc în Valea Trotușului. Sunt 70 de ani de performanță, 70 de ani de realizări cu succese la examenele naționale și la concursurile și olimpiadele școlare. Am văzut aici foarte multe cadre didactice, mulți absolvenți acestui liceu, practic istoria liceului și istoria orașului se îmbină într-un mod fericit. Așa este. Astăzi au fost prezenți numeroase cadre didactice foste și prezente ale colegiului Dimitrie Ghica, oameni de afaceri, personalități care și-au pus amprenta asupra dezvoltării locale și care au ales să revină la finalizarea ciclului de educație în orașul în care s-au născut și să contribuie la creșterea nivelului cultural și economic al localității din care provin. Ce le-ați recomanda, să zicem, bobocilor care se gândesc cu emoție, cu timiditate, să treacă pragul liceului în care și dumneavoastră ați activat, acum temporar sunteți pe altă funcție, ce le-ați recomanda? Le-aș recomanda elevilor să se bucure din plin de viața de liceu și să ducă mai departe cu mândrie numele școlii pe care o frecventează și numele localității în care s-au născut. Să fie mândri de ceea ce sunt și de locurile natale. Și să viseze frumos, nu? Și să viseze frumos, să aibă aspirații înalte și le urez mult succes pentru îndeplinirea visurilor lor. Peste 10.000 de puieți au fost plantați în pădurea Plopu din Dărmănești, pe o suprafață de peste 2 hectare de pădure. Din cauza schimbărilor climatice, nu doar oamenii suferă, dar și pădurile. Iar una din cele mai afectate specii de stejar din România din această cauză este gorunul. Aproape 60% dintre puieții plantați sunt goruni. La acțiune au răspuns prezent atât silvicultorii, o parte din lucrătorii din administrația publică locală, cât și mediul privat. Suntem la o acțiune în parteneriat cu Rom Silva de a reface o partidă cu puieți de stejar, da, undeva pe teritoriul Dărmăneștiului, în pădurea Rom Silva. Iubim natura, iubim pădurea, iubim aerul curat, iubim sănătatea. Și astăzi, da, suntem aici împreună cu mai mulți colegi din primărie, Consiliul Local, Consiliul Local, da, Rom Silva. Ne dorim să refacem această partidă cu stejar. Felicitări, ați reușit să faceți mobilizare frumoasă și cred că peste câțiva ani, când veți veni să vedeți munca, vă veți putea bucura de roade. Îmi doresc tare mult ca să văd această pădure mare. Ar însemna că cel puțin 100 de ani ar trebui să mai fim pe aici, să putem veni la umbra acestor stejari pe care îi punem noi aici. Chiar dacă nu vom mai fi noi, vor fi copiii copiilor noștri și asta ne bucură. În ultimii ani, pe toată Valea Muntelui, au avut loc multiple acțiuni de împădurire. Comănești este deja un precedent, un istoric mai vechi, datorită, știm prea bine, a problemelor cu împădurirea și cu inundațiile, bineînțeles, și exploatarea nelegală, să spunem, a pădurii de pe toată Valea Muntelui. Într-adevăr, în Comănești am început undeva de prin anii 2005. Astăzi putem spune că se vede rodul muncii noastre, a tuturor instituțiilor locale, a primăriei și nu numai. Acum suntem la Dărmănești, avem o nouă acțiune de împădurire alături de domnul ministru al mediului, apelor și pădurilor, domnul Mincea Fechet, împreună cu colegii din prefectură, de la direcția silvică a județului Bacău. Este o campanie frumoasă. Astăzi plantăm corund, e interesant. Să spunem și locația. Locația, suntem la Dărmănești, undeva la granița între Comănești și Dărmănești, să spunem, în munții Berzunțului, mai exact. Foarte multă lume s-a mobilizat astăzi, ceea ce e foarte bine, pentru că, așa cum spunea și domnul ministru, se dă un mesaj puternic generației tinere.
Da, este multă, sunt mulți voluntari de obicei, la astfel de campanii se înscriu foarte, foarte mulți voluntari. Nu avem suficient puiesc, poate, pentru cât ar trebui să plantăm în aceste zone. Din păcate, nici vremea nu prea ne-a ajutat în ultima perioadă. Nu este neapărat o perioadă foarte bună de plantare, pentru că în sol se vede lipsa apei. Să sperăm că după plantarea de astăzi, ce am văzut la meteo, vom avea o ploaie cât de curând și poate vom avea un început bun pentru acești viitori puieți, viitori copaci. Viitoare pădure. Un mesaj pentru generația tânără, nu? Având în vedere că astăzi poate fi o zi exemplu pentru ei. Plantând astăzi un puiet, un copac, oriunde și în grădina proprie, câștigăm un aer mai curat, mai sănătos pentru noi și pentru viitorul copilor noștri. Trebuie să dăm generației tinere un exemplu, a concluzionat subprefectul județului Bacău, Gabriel Lupu. Particip cu mare drag la astfel de acțiuni, când printr-un gest atât de mic putem face o pădure atât de mare. Eu sper ca acest eveniment de astăzi să fie un mod de a influența și tânăra generație și generația mai puțin tânără, pentru că până la urmă este un bine comun care ne-l facem pentru astăzi, dar mai ales pentru vremurile care vor veni. O activitate destul de dificilă, având în vedere seceta și pământul complet neprietenos de astăzi și multă muncă până la urmă, nu? Discutam într-adevăr și cu lucrătorii care sunt într-adevăr pricepuți la ceea ce fac. Noi poate mai puțin, dar și noi am constatat într-adevăr pământul extrem de uscat și se plângeau și lucrătorii de aici că precipitațiile într-adevăr sunt deficitare. Sperăm și noi să fie Doamne, mai îngăduitor și să ne dea și aceste precipitații. Ar fi păcat de munca noastră de astăzi, s-au plantat un număr suficient de mare, dar această acțiune va continua și mi-ar părea tare rău ca aceste mlădițe să nu se prindă. Un mesaj pentru generația tânără, pentru că acțiunea de astăzi cred că se adresează în mod expres generației tinere, un exemplu ca să zic. Fac acum o colorare, chiar acum mi-a venit în minte. Au intrat tinerii în vacanță. Oare cât de frumos ar fi ca foarte, nu fiecare, dar fiecare clasă să aibă un copac al lor. Dacă nu fiecare elev, măcar fiecare clasă să aibă un copac al lor. Evident, toate acestea le facem în formă de simbol, dar care, evident, toți copacii la un loc contează. Vă spuneam mai adineori, pentru viitor. Vorbeați mai devreme de un proiect pe care l-ați inițiat sau ați vrea să prindă viață la nivelul municipiului Bacău. Anul trecut, eram consilier local, am avut într-adevăr inițiativa în Consiliul Local, prin care orice tânăr nou născut are dreptul, cu ajutorul primăriei, cu spațiile verzi de la primărie, să-și planteze propriul copac. Adică părinții sau tutorii au posibilitatea să planteze acest copac la care să atașeze frumos, era o plăcuță cu numele copilului. E, în felul acesta am considerat noi că am putea impulsiona acțiunile astea care se vină din sufletul omului pentru a regenera spațiul verde dintre blocuri și pentru a proteja natura într-un final. Și țin mult asta apropo de generația tânără care ar putea să influențeze de acțiunea noastră de astăzi, dar să fie parte din ei înșiși, din educația lor, atât la școală cât și acasă. Educația începe de la cele mai fragede vârste, nu? Exact ce vă spuneam. Dacă astăzi, să zicem, sau în săptămâna verde, copiii de la cele mai mici clase până la cele mai mari ar putea găsi o activitate benefică, ei s-ar regăsi astăzi aici, ar putea învăța, poate nu toți, că această acțiune are proprietăți sanogenetice, dacă vreți, și ne ajută pe toți astăzi și mai târziu. Direcția silvică are numeroase acțiuni de împădurire, dar ori de câte ori vine ajutor din afară, acesta este mai mult decât binevenit. Ne aflăm la acțiune de împădurire în completarea regenerării naturale. Aici a fost un arboret matern unde s-a executat ultima tăiere, tăiere definitivă. Ceea ce vă pot spune este că peste 80% din suprafață am avut regenerare naturală, iar pe diferența de 20% trebuie să venim cu completări în ajutarea regenerării naturale. Am vorbit mai devreme cu voluntarii și toți au remarcat pământul extrem de neprietenos și seceta care este prezentă aici, în zonă. Cu siguranță aceasta este o mare
problemă pe care o avem în campania de împădurire toamna anului 2023. Seceta prelungită și dacă nu o să avem o perioadă cu minime precipitații, cel puțin atunci reușita regenerării cu siguranță va fi scăzută. Au mai fost astfel de anotimpuri, de toamne, la fel de secetoase în ultimii ani? Da, cu siguranță, din câte îmi amintesc, ultimii 2-3 ani cam la fel au fost. Am înțeles, deci nu face excepție 2023. Cu siguranță nu face excepție. Ce puieți a plantat astăzi? Pentru că am văzut foarte mulți voluntari implicați și nu am idee ce fel de puieți. Puieți de gorun. De fapt, gorunul a fost specia principală de bază a arboretului matern. E o împădurire a noastră, a Rom Silva, direcția Silvică Bacău, Colul Dărmănești, dar bineînțeles că e binevenit oricine dorește să ajute. Eu o împădurire mai specială, într-un teren mai greu, cu specii mai greu de instalat, cum ar fi gorunul, așa. E dar mai delicat sau de ce? E mai delicat, e mai sensibil gorunul și în ultimul timp suprafețele cu specii de stejari, gorunul e una din speciile de stejari, așa s-au diminuat. Noi am dorit să menținem, că până la urmă stejarul este simbolul pădurilor noastre românești. Codrivlăsiei plin de stejari din sudul țării au cam dispărut, măcar aici în județul Bacău să le păstrăm. S-au făcut totuși în ultimii ani multe împăduriri, inclusiv la Comănești s-a împădurit masiv și în zona aici, la Moinești s-a împădurit, adică a fost o acțiune puternică, parcă ne-am trezit. Da, sigur. Nu vorbim de împădurile noastre din Rom Silva, care sunt normale, planificate, firești, normale, făcute cu tot profesionalismul. În ultimul timp, autoritățile locale au luat inițiative lăudabile de a da terenuri degradate și le pune la dispoziția celor care vor să instaleze vegetații forestiere. Și asta nu e rău deloc, e dealul Osoi de la Moinești și aici la Comănești au fost acțiuni importante din pădurire și sper să mai continue, pentru că terenurile degradate sunt foarte multe și poate e destul de greu autorităților locale, dar e foarte bine să înființăm păduri acolo unde nu a mai fost. Noi oricum o facem pe asta. Unde a fost pădure, noi sigur facem pădure la fel de bună sau mai bună. Dar în terenuri degradate care și așa nu produc nimic, ar fi extraordinar să putem face păduri. Casele pe structură de lemn reprezintă o adevărată tendință în ultimii ani. O fabrică de la Comănești a devenit un adevărat reper în acest sens. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, alături de primarii PNL Viorel Miron al orașului Stațiune Comănești și Toma Constantin al orașului Stațiune Dărmănești, au vizitat această fabrică. Aceste case stochează carbonul în lemnul din construcții și oferă un nivel de confort ridicat, specific unor construcții naturale. Faptul că utilizăm lemnul, un material regenerabil și ecologic în construcții, ne permite să reducem considerabil utilizarea resurselor non-regenerabile și emisiile de monoxid de carbon utilizate pentru prelucrare, îmbunătățind astfel viața noastră de zi cu zi. Pentru mine, sustenabilitatea nu este doar un set de reguli, este o moștenire pe care o lăsăm generațiilor viitoare și îi felicit pentru ceea ce fac aici în județul nostru, a concluzionat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 4 noiembrie, vremea continuă să fie una caldă pentru această perioadă, sunt șanse mari de ploaie, maxima zilei urcă până la valori de 22 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 10 grade Celsius. Duminică, 5 noiembrie, vremea se menține caldă, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge valori de 22 de grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 10 grade Celsius. Luni 6 noiembrie, vremea continuă să fie una caldă pentru această perioadă, cerul va fi parțial noros, vom înregistra o maximă pe timpul zilei de 20 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.